Vrei să cumperi jocuri bombă la prețuri și mai bombă? Nu uita că în descriere ai linkul meu de la Eneba unde găsești jocuri mega faine la prețuri super, super geniale. De asemenea, nu uitați că aveți și codul ZZANDREI unde l-a adăugat aici la GAT discount code. Băgăm codul ZZANDREI și primiți o mică reducere care mă ajută și pe mine, dar care vă ajută și pe voi. Haideți să trecem la episod. Și... Băi, și chiar am crezut de această dată că o să meargă. Nu știu de ce, dar am avut eu așa un vibe, am zis, mamă, direct, impostor din prima, prieteni. Bună dimineața și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră minunată de Among Us, cea mai apreciată serie de pe acest canal secundar, prieteni. Văd că Fabi vrea să facă Mad Bay-ul, dar eu n-am niciun Mad Bay de făcut, așa că știi ceva aia că stau eu cu prietenul Fabi și cu prietenul Rar Toto, dacă nu mor. Cine face aici? Cârnat? Fabi? Rar Toto? Ok. Bă, măcar nu o să mor. O să fie 3 impostor base pentru că suntem 12 sau 13 persoane, dacă nu mă înșel. Și vreau să vă spun că îmi pare sincer rău că n-am mai postat zilele acestea nici pe canalul ăsta, nici pe canalul principal, pentru că trec printr-o perioadă mai nașpa, am o stare super, super aiurea și chiar n-am avut deloc starea să filmez, ca să zic așa. Dar sper că mă înțelegeți, sper că sunteți alături de mine, așa că nu uitați să rupeți și voi acolo, bineînțeles, like-urile alea. Vreau să văd acolo multă, multă susținere din partea voastră, pentru că voi mă motivați să continui, sincer. Chiar voi mă motivați să continui și vorba aia, un like poate să dea toată lumea, dacă vă place clipul, bineînțeles. Bun. Deci, ce avem noi aici? Hai să începem să gândim, că până acum doar am vorbit Gabriel cu Maria în reactor. Băi, măcar de mă, dă-te un inginer sau ceva. Oricum, sper că sunteți pregătiți pentru babuineala totală ce o să urmeze, prieteni, pentru că da, o să urmeze o mega babuineală, având în vedere că suntem 13 babuine aici, fel și fel de brigadieri nebuni. Au trebuit Ionuț cu planta lui acolo, murți de foame. Rax scârnat. Hai să facem o șustă de asta, prieteni, ce părere aveți. Bam, și am făcut șusta. Cătălin cu Diana. Cum ar fi acum să moară, să moară ori Cătălin, ori Diana, când eu știu că sunt acolo și ei cred că am plecat, nu? Ia. Yeah. Ce faceți, prieteni? Tot weapons, tot weapons. Bă, da, Maria parcă prea se plimbă. Se zicea în jos, acum se zice în sus. Deci Maria cu Cătălin era în cafetărie. Opa! Opa! Maria, Maria, de unde ai venit? Aaa! E Diana, am ales la lumin și după aia am coborât. Diana! Nu ai văzut pe Ionuț mort? E Diana, orice fi, Diana, orice fi. Nu, fii dat. Deci Maria, vreau să spun ceva. Că tu ai venit în cafetărie, te-ai plimbat pe acolo, te ceai în jos, după te întorci și te ceai în sus, nici tu nu știi ce vrei să faci. Ba, uitați! La ce? Să văd ce se mai întâmplă! Oare de ce? Păi am făcut și mi-am făcut ăla. Păi de ce nu faci task-uri? Unde era, unde era Ionuț mort? De-aia nu. Vis-a-vis de lumină acolo, la admin. Vis-a-vis de lumină, bă, eu zic... Secunde, am murit fiz când a venit Maria cu coborât înapoi jos. Maria a zis dar că era a venit de la lumină. Hai să schimb că se fac era și Gabriela. Dar de unde știi că era Polix acolo? Pentru că a fost acolo, a spus că a fost acolo și după aia a coborât Polix jos. Polix era acolo. Polix făcea upload-ul la lumini. Da. Aproape a internat ascult. Păi deci poate Polix l-a omorât. N-a apucat să-l fac. N-a apucat să-l fac, ai idee. Hai să dăm skip, băiesc, că e greu acum. Ce skip, că am votat. Deci suntem 12 persoane, prieteni, 3 impostori, aveți grijă, 3 impostori, nu 2. Aolo, 3. 3 impostori, ce ne place. Taci din gură. Mute, mute. Andrei afară, ia auziți mă, ți-l știe cărnat ăla cu mărul în cap. I-a căzut mărul în cap și a descoperit și el gravitația, prieteni, ce tare. Bun, 70600. Una bucată așa. Rax, Maria. Ideea e că trebuie să fii atent la fa... Parcă a terminat puțin, cam repede acum, nu? Trebuie să tragă frunzele alea. Și acum fiți atenți de nu mor. Ultimul task pe care trebuie să-l fac și eu presim că o să mor. 5, 4... Mamă, ce m-am panicat când am văzut screen-ul ăsta. Salut, prieteni! Cine este inginer? Da, tot este inginer. A, tot, tu ai dat report-ul. La în reactor. Când ai venit? Okay. Eu acum am ajuns în reactor, eu când am dat acolo cu cadavru. Deci e ori tot ori crna 100%. Am luat-o până de a, cineva suspect. Băieți, cine e? Băi, asta e așa, totul tu n-ai ieșit din vent, acum a pișam aș pe tine. Nu, eu am luat-o până bă, de cuvinte grele. Toto, ești inginer? Am văzut acolo, nu sunt inginer. Cine eu am făcut ăla de dat în sus și după am făcut ălea, a pus apropo, nu se votează, băieți, nu se votează. De ce nu se votează? Bă, eu cred că e Pulix, că nu vreau să votăm. De ce? Eu cred că ești tu că vrei să votăm. Păi suntem o grămadă. Cine?
Eu cu Fabi am făcut medbay. E Toto. Ok, da. Deci e Toto. Nu sunt. Și Andrei știe că am făcut medbay-ul. Eu știu, dar nu știu cine a făcut, că era și Toto acolo. Fabi. Doar tu cu Fabi? Da. Bă, la început chiar, la început l-am văzut pe Toto. L-am văzut pe Toto, că l-am văzut pe când la început. Nu se, nu se înțelege nimic, prieten. Prea multă mabuineală. Bă, nu e egal. Nu sunt eu. 5-5. Hai, ascult. Nu am încredere în tine, ești prost. Cârnat, Cârnat chiar a făcut medbay-ul cu Fabi, prietene. Hai, mute. Deci, eu am văzut că erau acolo la medbay Cârnat, Fabi, rar Toto. Și acum Fabi e mort. Și dacă Toto ar fi făcut medbay-ul, adică clar, minim 2 fac medbay-ul ăla, da? Dacă Toto ar fi făcut medbay-ul, ar fi zis. Deci nu l-a făcut, deci chiar Cârnat cu Fabi l-au făcut. Deci în Cârnat avem încredere, prietene. Bun, pot să-mi termin și eu upload-ul acesta, vă rog frumos. Asta este singura mea rugăminte, băieți. Ia uite, a venit și Pulix la upload. Cosmin m-a așteptat, domnul Joben. Deci Cosmin cu Pulix sunt deasupra, nu? Mamă, dar place că foarte multe persoane au făcut task-uri. Bă, Gabriel era deasupra? Poate era aici, mă, și l-am văzut sau la admin? N-am fost eu atent. Bă! Pulix, Pulix! Sirax, nu, Sirax. Nu, eu eram în jos. Unde e mort? Unde e mort? Eram bă, votați-l pe Toto, votați-l pe Toto. A văzut cineva pe Rax gura. Bă, votați-l pe Toto. Nu. Bă, pe Toto. Cosmine, Cosmine, tu unde ai găsit? Tu unde erai, Cosmine, zi, eu repede. Bine, nu mă interesează. Eu acum m-am întors, Andrei, știu că te-ai dus în jos. Cosmina a coborât de la frunze, lasă-mă pe mine să spun. Cosmina a coborât de la frunze, mi s-a părut că a intrat în electric și după nu mai era nici în electric, prieteni. What? Bă, Cârnat e mort. Am intrat cu tine electric și am ieșit odată cu tine. What the fuck? Băi, sunt inginer și eram în vent și acolo în reactor și am ieșit din vent și a făcut Rax. Vreau să vă zic că Pulix nu a ieșit din office. Era transformat pentru. Handicapaților, a murit Cârnat și Cârnat l-a pus. Deci, prieteni, vreau să vă spun că am dormit 4 ore azi noapte. M-am trezit la ora 9 dimineața pentru că am avut treabă. După ce am dormit 4 ore, m-am trezit la 9 și acum e 10. Seara, bineînțeles, și este târziu și sunt obosit, așa că dacă vedeți ceva dubios la mine, să știți că sunt obosit, ok? Eu o să dau skip, că nu înțeleg nimic din ce se ceartă băieții ăștia. E bine că l-au votat pe Toto în skill. Da, că te-a văzut cum ai făcut kill. Prieten, bă, alo, da, ce? L-a văzut cineva pe rar? Face task-uri, task-uri, task-uri. Cred că da vent. Mamă mea, uitați cât e bara de task-uri. Mi-am antrenat toate task-urile, bă. Deci ăștia care au făcut medbay-ul sunt morți. Deci eu cred că e Maria, mi s-a părut dubioasă tot meciul. Acum dacă nu e Maria, nu știu ce să zic, dar... Ok, Rax, Gabriel, Maria, ia să vedem. Maria tot aici e, păi și înțelege ceva din senzorii ăștia, că e... A, cine a trecut de un senzor? Gabriel Pest, Gabriel tot trece de senzori. Gen, dacă trece unul de două ori pe același senzor... Gen, aia zic, dacă trece unul de două ori pe același senzor... Să fie la rând înseamnă că e impostor. You know? Oh shit. Și sunt cu Maria. Please don't kill me. Salut, prieteni. Am o întrebare pentru un inocent sau eventual impostor. Ia zi, dragule. Acum am terminat tot. Cătăline, ce-ai făcut? Ce-am făcut? Toată runda asta, ia zi, ce-ai făcut? Eu mi-am terminat task-urile și am stat în mea. Aha. Da? Bun. Inginer. Pentru că sunt inginer. M-a văzut și Andrei și Gabriel. Okay. Da, mă, eu nu te-am văzut, să mă bată mama, n-am fost atent, uitat, e târziu, mă. Am fost și din vent. Am uitat că ai zis data trecută că tu ești inginerul și de-aia am văzut că tot te mișcai. Prieteni, vă rog, uitați-vă cât e bara de task-uri, faceți task-uri. Eu mi-am terminat Eu cred că au rămas doi impostori, ăia fiind Pulix cu Rax. Ești prost, l-am dat pe tot afară pentru că am recărnat, ești handicapat. Și tot era 100% Și poate ești impostor. L-a văzut cineva pe Rax la trecută. Vă rog frumos să... Mamă, da, skip, că e prost rău, Cosmin. Mă doare capul, da, băieți, babuind de mii. Maria, da, mă, era un medbay. Dar hai să vorbim pe rând de acolo. Era la... Cosmine, n-ai dreptul să vorbești. Era la comunicare. Spuneți-mi cum puteți să vă jucați cu ei. Pardon, cum pot eu să mă joc cu ei și să filmez, prieteni? Of, bine, știu că vă plac clipurile astea, dar pe mine mă obosește grav conversația în acest moment. Mă obosesc grav, băieții ăștia. De ce are What? Bă, ia tu. De ce are Cosmin două pălării în cap? Ok, eu stau aici. Cosmin, Gabriel, Maria, că... Oh, cine era? Cosmine, cine era? Ești mai de capul tău, Cosmine. Cine era? Cine era? Maria și... Nu, nu era. Cine era? Maria.
Bine, băi, deci v-am spus că e Maria, că mi s-a părut dubioasă după cum se plimba așa pe hartă, da? Contează, n-am făcut nicio. Da, nu, singur, nu contează, erai dubioasă, că nu știi ce să faci, nu făceai task-uri. Full break. Că l-a văzut cineva pe rac, n-a răspuns. Că nu l-ați văzut. Gata cu vorbărea aia că sunteți 13, 12, mă scuzați, babuini care vorbiți și urlați. Exact, vedeți? Exact, băi, specimene babu, babu, din acest babu, gen. Babu, babu, babu. Mutat. Yeah. Băi, mă, și amuzat acum, sincer, bun. Prietenii, încă o dată, știți ce aveți de făcut dacă vă plac clipurile cu acești babuini notorii și dacă vreți și mai multe videoclipuri de acest gen, trebuie neapărat să rupeți like-urile alea, bui, să văd acolo multă susținere din partea dumneavoastră. Eu nu ți-e lângă mine, eu nu-ți mă omoară, nu? Eu nu-ți Pulix și ăla portocaliu, ia. Unde Ionuț? Ionuț cu Fabi și cu Rax. Ionuț, Fabi... Cârnate, bă, de unde ieși? Bă, cârnate! 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 What? Vă erați acolo luminile jos? S-au făcut două ochiuri. Sus? Cârnate, cârnate, a ieșit din vent. Nu, eu m-am ascuns acolo jos, în vent. Eu n-am văzut pe nimeni acolo. Gen, nu în vent, eram pe vent. Da? Păi aveam tabula aia la lumini deschis și când ies de la sare. Eu abia ajunsesem la lumini și spamam râul. Era la... Bă, deci ideea e că... M-a văzut cineva că am intrat în... Taci din gură, taci din gură. Ionuț nu e, Rax nu e, Fabi nu e. Eu nu sunt, fiindcă abia acum ajunsesem și spamam râul. Nici nu. Bă, sunt trei impostori, da? Cârnate, dacă ești tu și ai făcut chill la lumini și te-ai dus în ventul de la Medbay și ai ieșit ca prost. Nu, poate să fie toată lumea, băiți. Mamă. Dar ce ești, Cârnate, ești inginer? Nu sunt nimic. Bă, și... Da, mă, doar stătea pe vent, asta vrea să zic. Nu, și nu m-am uitat. Stăteam ascuns să nu mor. Nu m-am uitat dacă am Medbay-ul, că mă găsesc să direc spre lumini. Haideți să dăm skip, prietenii mei, de pe YouTube. Eu am votat Diana. Votezi impostorul. L-a votat Diana. Un vot foarte corect, prieteni, am putea spune. L-a votat pe Pulix. Un vot foarte corect, prieteni, Diana, Pulix, Rax. Deci, în situații de genul acesta, în care ne jucăm cu acești babuini și suntem foarte, foarte mulți, trebuie să ne gândim de 10 ori mai mult. Și având în vedere că mi-este foarte somn, prieteni, vă dați seama ce este în capul meu. Cred că se vede pe privirea mea că mi-e somn. Pentru că, na, v-am spus și o perioadă mai grea, mai greu cu somnul, jale, dar ne revenim, băieți. Tot răul înspre bine. Bun. Facem așa. Hârnat, Rax, Gabriel. Maria, Diana. Stau aici cu Maria și cu Diana. Opa, a deschis cineva ușa. Și-a deschis și pe aia din dreapta. N-a mort și era cu Andrei și cu Albastru. Eu, prietene... Nu, eu... n-are cum să fie Albastru. Nu. Eu eram la Medbay, făceam Medbay. Bă, nu mai știu cine era acolo de la oboseală, eu bă. Eu și Maria. Nu, eu, bă, înainte să vin la voi jos, erau... Era Rax, era Cârnat și mai era unul, dar am uitat cine. Bă, Rax, unde-i mor, că tu să recunosc erai... acum cine era. Nu era... Nu era... Ionuț? Ionuț, tu nu erai? Deci câți erau în cafeterie? Nu, eu eram la Medbay. Câți erau în cafeterie? În cafeterie făceam ăla cum venim mașină. Mi se pare cum era în cafeterie. Dar dacă e Rax, dacă e Rax. Că Rax era acolo. Bă, unde e Kill? Mai ești zată? Fix deasupra lângă de weapons, a... acolo lângă buton, da, pe undeva. Eu eram la lumini, am făcut luminile la dinaurea. Și de unde să te cred? De ce păi să te că sunt luminile făcute și le-am făcut în ultima secundă să dați report. Da? Cum adică să dai report? Că să dați report, am zis. Pe report se dă... Păi voi ați dat report. De unde știi unde era făcut Kill Andrei? Da skip, da skip că nu votați, poftim? Nu votați. Pentru că acolo era Cârnat, acolo era Cârnat. Nu votați că pierdem, nu votați. Era la firele alea. Și speroz. Și că de unde știi unde a fost făcut Kill Andrei? Pentru că era Cârnat la firele de deasupra de weapons. Acolo era Cârnat. Dar n-ai ceva de spus în apărarea ta? Tu ești. Ia o rămas. Ah, bine. Haide, mute toată lumea, mute. Bă, nu mai știu cine era acolo, bă, și știam, bă, știam, dar... Ce să faceți, mă, trebuie să mă scuzați și pe mine. Măcar mă chinui să fac live-uri și să vă pregătesc toate clipurile astea, chiar dacă, repet, starea mea nu este una senzațională, dar încercăm să fim cât mai ok. Bun, plantele. Bă, dacă Gabriel n-a zis nimic? Puțin trebuie suspect, am putea spune. Domnul Gabriel de aici de față. Gabriel cu Rax. Opa. Bă. Deci Gabriel cu Rax... Sunt amândoi aici. Deci doar Diana e sus, băieți. Diana, Fabi. Diana, Fabi, Rax, Gabriel. Diana, Fabi.
Diana, Fabi și atât, doar Diana cu Fabi sunt acum sus, teoretic, nu? Dacă am făcut eu calculul mental bine. Diana, Fabi, Maria. Vreau să văd dacă apare altul pe sus. Diana, Fabi, Maria, Rax. Diana, Maria, Diana cu Maria. Opa! What? Vreau să vă spun, vreau să vă spun că singurii care erau sus erau Diana cu Maria, Diana e moartă. Ori și-au dat un event, ori, ghiciți ce, Maria este iarăși impostoare, prieteni. Maria, ce ai de spus în apărarea ta? Cam stat jumătate de meci AFK. Și acum am intrat să fac luminile și am dat report că era moartă. Abi, ce-ai făcut arena asta? Că ești cam tăcut, că n-ai vorbit deloc. Scuze. Eu cred că e Gabriel, că... Mi s-a părut că a ieșit din vent acolo, la lângă care. Bă, să știți că Gabriel e posibil nu și probabil au făcut kill cu ventul. Gabriel, ești impostor? Mișo cu Andrei. Trebuie să votăm neapărat, prietenii. We must vote. Pe Cătălin neapărat. Nu l-am văzut deloc. Eram n-am votat pe nimeni până acum, nu? Am făcut task-ul de trebuie să votăm. Eu l-aș vota pe Gabriel. Aie, greșesc, dar e părerea mea. Am votat pe Gabriel. Babu. Nu știu, să mor eu dacă știu. Ori Gabriel, ori Maria. Am dat Gabriela. Da. Hai să-l dăm și pe Pulix, să fim siguri, băieți, că nu e regele. De ce să votezi așa? Că nu e regele. Bine, hai, the votați-mă, king. Hai. Păi ori babuinealor, n-aveți fără bine, hai, votați-mă. Zici că n-aveți task-uri, zici eu, nu s-o fla naiba. Deci nu e Gabriel, prieten, deci ne-am dus dracu. E, bă, putem spune un meci mai prost, băieți, nu-i așa? Un mecian mai prostan am putea spune. Hai mă, mai și greșim, ce vreți acum, pentru vedere că sunt foarte mulți. Ce mama naibii. Ha, mă, deschide-te ușa că vreau să termin task-ul ăla. Bă, dar ăștia nu fac lumina? Mamă, știți de ce cred că nu fac lumina? Că fac kill-uri. Mă, s-o fac lumina, nu mai fac niciun task, că s-au făcut kill-uri. Și acum li se încarcă bara de kill. Mă omor Cătălin, Cătălin plus Cosmin. Bă, mă știa la luminile alea. Ținea luminile alea să nu se facă. Ăla ținea lumine și eu lasă tot pe Andrei. Deci, prieteni, vreau să vă zic că următorul vot al meu era Pulix. Așteptam să-l votăm pe Pulix acum, mă credeți? Mamă, când am văzut că sunt luminile, am zis, mamă, ce faci? Am stat la lumini. Am dat să nu se facă luminile. Bă, cine-i semne de întrebare? De ce-s așa? Bă, două! Bă, bă, eu nu văd așa. Bă, ce mișto a fost meciul ăsta, mă urmă. Erați bogați, intră iar Pulix. Mai buni impostori. Bă, nu mă știu nimeni, ești nebună, bă, ducă toată. Da, Natașca, te-am văzut. Taci, da, Natașca, ești așa ca proasta. Vorbe grele să aruncă, prieteni. Hai, mi-e toată lumea, vă rog frumos, vă rog. Că mă dă numai crewmate, voiam să fiu și eu un impostor, jegos. E bine, inginer. Inginer, da. Îmi place când sunt crewmate inginer, prieteni, pentru că pot să mă ascund și să mi fac damblaua. Pot să văd dacă se fac kill-uri sau ceva, știi? Asta e partea interesantă, așa că eu o să mă duc cu toată viteza înainte. Full speed ahead. Nimeni nu vede ce fac și sar direct în vent. Let's go. Fuck. Oh, damn. Doaaa. Bă, Ionuț, ce au ăștia cu tine, Ionuț? Chiar că Diana, mă, Diana. Nu, nu e Diana, nu e Diana, că și eu vedeam report, dar voiam să văd unde e cadavrul. Da, nu e Medbay. Nu e Medbay, e fix la intrare, eu am venit cu Upi și cu Gabriel, ne-am rămas ultimii și era asta aleșinat. Eu eram foarte aproape de lumini. Și am sigur nu l-ai omorât Upi? Ce bully, bă! Da, Diana, eu l-am omorât. Bine, atunci e Gabriel, hai. Nu e Gabriel, n-a făcut kill-ul, că eu eram prima acolo și am văzut. Dacă e Pulix-ul Gabriel, că ia apărarea. Nu votați mai iurea. Nu e niciunul dintre noi. Bă, prieteni, am o idee, nu a murit nimeni important, așa că dăm skip, da? Bun. Aha. N-aveți protection și task-uri, atât. Ionute, gata, ne pare rău. King, gata, eu stau pe King, protect și task-uri, task-uri. Spasnic, oricum la meci. Vedeți, prieteni, babuineală. N-avem ce să cerem. N-avem ce să cerem, ce mama dracu. Ha, mă, faceți voi lumina. Măcar lumina s-o faceți din 12 câți mai sunte. 11 fără mine faceți lumina aia că nu mai pot. I can't take it anymore. Ok. De ce vine Cosmin după mine? Cosmine? Ai ceva de ascuns? Și acum mă omoară, fiți atenți, dacă mă omoară, rigi. Coi, Rax cu Maria nu fac lumina. Bă, cine a făcut kill? Nu știu. Am ieșit asta, nu. Mi s-a părut că Cătălin, dar nu știu sigur. Prieteni, vreau să vă spun că eu sunt mort. Eu sunt mort. Prima dată. Adică m-a omorât cineva când s-a dat reportul. Mi-a tăiat gâtul.
E verde cu încă cineva. O să-mi apară cadavrul. Bă. Care era la lumină acum? Care era la lumină? Maria. Deci pe mine m-a omorât Fabi și nu știu cine a omorât pe Q Andrei. Dar prieten, trebuie neapărat să aflăm că nu se poate așa. Deci, înseamnă că e Cătălin cu Maria, nu? Mamă, că dau alte vizite acum să văd. Of, deci prieteni, ghiciți ce? Câștigă Inocenția Arena și ghiciți cine erau cei impostori. Da, băieți, Maria, Cătălin, Rartoto. Again, acum mai e totuși, iarăși o să fie dat afară. Prietenii, cam ăsta a fost episodul, oameni buni. Eu sper că v-a plăcut, îmi pare rău dacă ați văzut pe fața mea că sunt așa mai... Mă rog, s-au adunat mai multe băieți și oboseală și stări și fel și fel de nebunii, dar... Încercăm să revenim cu programul Forță. Nu uitați să rupeți like-urile alea dacă vreți, bineînțeles, și mai multe videoclipuri de acest gen. Și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat, bye bye.